Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Una dintre noutăți o să le placă mult jurnaliștilor și stalkerilor. Astfel o să puteți să înregistrați apelurile telefonice, lucru care nu era posibil pe iPhone până acum. Mă, tu știi că existau și aplicații. Cât cu aplicații care cereau abonament. Da, nici măcar alea cu bani nu înregistrau la un dat. Erau niște CP, o singură aplicație. A funcționat timp, o perioadă, după care gata. Uh-huh. Apple va permite să fie și transcrise aceste apeluri telefonice în iOS 18 automat. Chestia e că cei apelați vor ști când sunt înregistrați, că vor fi anunțați, informați, nu poți să faci înregistrări. Pe și mecherie. N-au făcut nimic. Dar să le pui ca să-i arzi. Îți pui asta la fiecare apel să intre aia cu această convorbire, poate fi înregistrată și atunci îi lași garda jos. Dar altfel, dacă știi, vorbim și deodată se aude. Vedeți că sunteți înregistrat. Și nu. Da, ok. Această nouă opțiune de înregistrare va fi în aplicația Phone, se transcrie apelul în aplicația Note, unde se poate genera un rezumat cu un Apple Intelligence AI, nu știu ce. Transcrierea va fi disponibilă deocamdată doar în limbile engleză, spaniolă, germană, franceză, japoneză, chineză, mandarină, cantoneză și portugheză. Mi se pare că și ceva e ciudat. Adică sunt aplicații mult mai ieftine care se transcriu din limba română și nu face Apple chestia asta? Abar n-am care e. Probabil că urmează, nu știu. Da, cine deci dacă vreți să-l intervievați pe domnul Ciolacu, puteți să alegeți din aceste limbi și se schimbă și Siri, care crește în complexitate, poți să-i ceri diverse lucruri. Poți fi mai inteligentă. Foarte specifice, da. De exemplu, Siri pornește podcastul pe care mama mi l-a trimis pe e-mail. Mama mea! Dacă mama îți trimite podcastul pe e-mail și nu știi să deschizi e-mailul, poți să vorbești cu Siri și să sper că știe Siri să deschidă. A fost anunțată și apariția lui Apple Intelligence, care nu este un produs, o aplicație de sine stătătoare. Apple promite că totul este super securizat, pentru că datele nu sunt stocate pe servere, ci numai local, pe dispozitiv. Bine. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.